Aici, printre meșterii populari, atenția trecătorilor este atrasă de orice obiect confecționat manual. Totuși, cel mai popular s-a dovedit a fi acest snai, pregătirea căruia necesită doar 2 zile. În zilele sărbătorilor naționale, locuitorii orașului Criuleni au avut ocazia să admire cele mai diverse lucrări manuale prezentate la expoziția meșterilor populari. La vernisaj au fost expuse lucrări ale meșterilor din țară, dar și de peste hotarele ei. Meșterii populari susțin că nu este ușor să produci manual, iar pentru a reuși este nevoie de timp și pasiune. Vasele pe care le lucrăm noi ne iau ceva timp pentru că le lucrăm ca neolitic, adică manual, nu folosim roata olarului, din fâșii de lut, din benzi de lut. Sunt mai multe operații până ajungem la finalizarea unui vas după ardere, dar vrem să păstrăm tehnica neolitică, să reproducem vasele acestea așa cum erau în neolitic, pentru că așa credem că trebuie adus în atenția oamenilor. Este o cultură deosebită pe care cred că trebuie să o punem în valoare mai mult. Îmi place asta meserie de mult. Eu de la bunica mea, mama mea s-a ocupat, mama țesa și covoare. Făcea prosoape, dar eu le făceam prejur, cărbățică. Mie mi-a plăcut povești și povestiri. De am ajuns autodidact, luam hârtia milimetrică și măream personajul de câte ori eu vroiam. Și așa am ajuns să-mi fac eu o compoziție, baba și cu moșul din capul satului, să-mi fac un bordei care îmi sprijinea pe, cu prăptea și în ușă să pui un băț, că gospodarul nu era acasă. În cadrul expoziției au prevalat articolele croșetate și lucrate în lut.